Da. Auzi, da, întrebare, ai încercat să faci o campanie pe mispeluri? De regulă, asta e o soluție pe care o folosim... Eu personal sunt anti-campanii pe mispel. Le-am mai testat, sunt împotriva lor. Acum puteți să aruncați cu pietre mine, tocmai pentru că nu sunt expert și nu dau răspund față de un client. Dau imediat. Și răspund mai față de mine, sunt pe principiu, dacă nu reușesc să știi că e românește, nu vreau să nici măcar să-ți fac reclamă. Nu, stai puțin. Păi e nu, și poți să o faci. Și ce putea să ba! Google este extrem de inteligent pe la zi ce trece. El, în mare măsură, îți va afișa rezultatele corecte, indiferent ce mispel faci. Ce puțin pentru zona de English, deja în momentul în care cauți un mispel, spune, this results are for varianta bună, afișează pentru ce ai căutat cu. Deci, o să fac o paranteză ca să ne amuzăm un pic. Am fost în Londra cu 2 săptămâni și am văzut niște reclame metrou absolut incredibile. În metro erau reclame la 1000 de chestii și la Google. Reclame la Google. Era o chestie care se chema, era un schelet de pește desenat și scria mare sus used cars, semn întrebări, adică schelete uzate ar veni. Noi știm că nu cauți asta, probabil cauți used cars. Da? Și pentru că avem nu știu câte zeci de mii de milioane de căutări, ne-am dat seama și servim din prima rezultatele corecte chiar dacă tu scrii greșit. Google, motorul de căutare cel mai șmecher din lume. Super tare reclamă, mi-a plăcut la nebunie. Am întrebat de ce și mi-a explicat, pentru că Google nu are o poziție chiar atât de dominantă în motoare de căutare din Anglia, 95-8 depinde, ca în România, mai au nevoie și de reclamă ca să nu se trezească un localnic pe acolo să-i... Ok. Am să trec un pic și la Facebook, pentru că toată lumea s-a axat azi pe Google, inclusiv eu m-am axat pe Google. În general, Facebook îmi oferă mie o rată de conversie, dar și mai proastă și un cost de achiziție mult mai mare, mai dezavantajos decât Google. Din păcate. Poate pentru că este un display plătit la click mai mult decât un search. Atunci, e demographic based advertising, ăla e keyword based. Exact. Și chiar dacă eu segmentez keyword-urile, clienții mei sunt bărbați și au de obicei între 25 și 55 de ani, sub 25 n-au învățat că trebuie să ofere și flori, peste 55 mă oferă că nu mai speră să primească nimic în schimb. Și din păcate femeile încă nu prin flori bărbaților. Am căutat să vedem prin istoria site-ului dacă am avut situații de astea și am găsit, cred că vreo 0,02% din comenzi în care o femeie oferea pe unui bărbat un mesaj de dragoste, să-i spun. În general, erau doar mesaje din partea societății din Târgu Mureș, vă mulțumim pentru... Okay. Dar în campanie de sărbători am avut rezultate mai bune pe Facebook decât în campaniile generale. Am încercat să speculăm anumite momente și anumite zile. E adevărat, mi-a consumat foarte mult timp. Am mers campanii care durau fix 5 zile, de la până la, în perioada în care venea, de exemplu, Moș Nicolae, da? Și am venit Marea Cur. Moș Nicolae! Teo. V-am spus că te întreb. Vreau să întreb dacă ați speculat și situația conjugală a prietenei, single sau committed sau in a relationship sau... Nu. Nu. Florile pe Facebook. Nu, da. Tu cum ai fi pus? Single sau committed? Aș fi făcut eu doar întreb. Nu te întreb de pe asta. Aș fi făcut campanii diferite pentru fiecare segment de audiență. Oricum. De la single puneam primite flori iubite și la comit primite flori amante. Cum vrei. Cineva se gândește la tine, nu? Gândește și tu la... Au făcut în state o campanie, o florărie online din top foarte mișto, în care la un buchet foarte mare se dau moca și un buchet foarte mic. Și s-au făcut glume peste tot că buchetul nu-i pleca la nevastă. Așa. Nu, n-am făcut împărțirea asta pentru că, în general, bărbații, pe de o parte, nu toți recunoaștem adevărarea statusul real pe Facebook, pe de altă parte, indiferent cum suntem, florile apar în anumite momente, indiferent de moment de starea noastră neapărat publică. Ok, cu Moș Nicolae ăsta, am venit cu Moș Nicolae, da? Am speculat un pic obiceiul românesc, de obicei îi iei un iepuraș. Încearcă și un buchet de flori, poate se bucură mai mult, doar nu mai are 5 ani. Mi-a dat voie textul că e mai lung pe Facebook, m-a lăsat să mă joc acolo și am venit cu chestia asta. Evident că rata de conversie a fost destul de bună, pentru că mesajul era foarte clar
și odată ce vedeai și dai click, deja te gândeai că s-ar putea să iei flori în loc de iepuraș. Sau nu mai știu ce am zis, Mutsunaki, o chestie de genul ăsta. Am încercat multe variante. Spune aici mai devreme... Cam ce rată de click aveau în Mutsunaki? Rata de click a fost în continuare mult sub ceea ce eu mi-aș dori, a fost ajuns undeva la 0.18-0.19. E bun. Având în vedere că e de fapt 0.0 ceva. E, nu e tot timpul. Poate să fie. Din păcate la noi este pentru că... Păi de asta poate trebuie să externalizezi. Față de o rată de click pe AdWords unde, dați-mi voie să mă laud așa de față cu colegii de așa, suntem foarte mulțumiți, campania de search este la 19%. Aia, ok, suntem ok. Deci am avut ieri 70%. Evident, nu avem 70% cum are ING, pentru că la scria vrei un card de credit Moca. Și atunci, normal, toată lumea da click, fără să presupun. Ultimul lucru care aș vrea să-i spun despre campaniile de sărbători, că ăsta era subiectul discuției noastre, este... Gândiți-vă foarte bine, aici o să contrazic un pic pe Dragoș, gândiți-vă foarte, foarte bine dacă prețul este motivația corectă pentru segmentul dumneavoastră de piață. Pentru flori, dar nu pentru flori, chestia care rezumă și la bijuterii, și la jucării, și la decorațiuni, și la multe alte produse din nișele acestea care le cumperi nu pentru tine, ci pentru altcineva, prețul din păcate sau din fericire de care eu m-aș putea zice din fericire, nu este cea mai puternică motivație. Deși am creat campanii întregi cu cheo de discount, cu blending page de discount, am avut surpriza ca din 10 clienți care vedeau mare discountul, trebuia doar să scrie acolo, să-și aduc aminte, codul de discount era Google 1. Da? Nici unul din 10 nu folosea codul de discount. Ceea ce spune că atunci când cumpărăm un produs pentru altcineva decât pentru noi, nu ne luăm nouă un laptop care are specificații tehnice, cost, prețul cel mai mic, livrează repede, Mac control, etc. Atunci când cumpărăm pentru altcineva, da? Motivațiile noastre nu sunt atât de mult influențate de preț, ci probabil de o decizie de moment care are legătură cu crearea unei senzații, unui sentiment. Și atunci vă sugerez să gândiți text ad-urile și display ad-urile în funcție de ce sentiment vrei să-i creați. Cel mai reușit banner pe care l-am avut nu a fost cel care, deși anumiți experți m-au sugerat că cel mai bun mesaj trebuie să prezinte scurt avantajele pe care le oferim. Nu. Cel mai poate de click am avut-o la un banneraj care spune așa, venea o floricică așa drăguță, tu când ai oferit ultima oară flori? Și stătea. A trecut prea mult timp, nu-i așa? Poți să trimiți flori cu un SMS, că noi acceptăm plata prin SMS. Ăla a avut de departe cel mai mare succes. Ăla că livrăm în 2 ore, 43 de orașe din toată România, transportul este gratuit și avem cele mai mici prețuri, cele mai frumoase flori, n-a avut niciun succes. Sau a avut un succes limitat, pentru că a apelat la niște decizii raționale. Da, exact. Deci partea asta cu deciziile, cu beneficiile raționale, beneficiile emoționale, funcționează la flori. Există domenii... La flori și la... În general, eu vorbesc de flori astăzi pentru că am luat exemplul ăsta. În parte, am folosit și în alte domenii în care oferi un produs, comanzi un produs pentru altcineva. Deci trebuie să vedeți unde anume și cine comandă. De exemplu, aș comanda niște cheesecake, nu neapărat pentru mine, repet, m-am făcut la fel de slăbire, dar chiar aș comanda niște cheesecake că știu cui îi place. Da, dar chiar se vede că ai slăbit. Mulțumesc! Asta am vrut să vă spun. Dacă aveți întrebări, cu mare plăcere, chiar punctuale pe anumite exemple, putem să pot să vă răspund. Ce profil au... Vezi ce fac domnii, mi-a adus pe la imori. Ce profil au clienții decorați de Crăciun? De fapt, de simplu. Într-adevăr, profilul clienților de brazi de Crăciun e tot diferit de profilul pe care l-am eu pentru clienții mei uzuali. Aici femeile au, sunt procentual egale cu bărbații. Deci iau decizia să le achiziția brazilor. Și profilul de flori. Da. Și probabil datorită nișei de brazi pe care o vindem noi, repet, numai brazi vinchi veci, am avut surpriza că majoritatea clienților provin din zona corporei. Este că aveți foarte ușor în schimbul de mediu interior, în funcție de semnături, etc., etc. Foarte mulți clienți provin din zona corporei, nu ei corporații, ci oameni care lucrează în zona corporei. Professional, young professional, zona asta în general, îmbrățișează probabil în general ecologia ca zonă de...
fie că e pentru el, fie că e pentru public, nu știu, dar asta am mers. Mă gândeam și dacă și-au luat mai mulți oameni care stau la casă decât oameni care stau la bloc. Adică și-au luat oameni care stau în apartament. N-am ajuns la ei acasă, eu personal, și n-am făcut un sondaj prin curier. Nu pot să-ți răspund. Pot doar să presupun că da, și de o decizie de a... Mă gândeam acum că putea să nu știu cât de bine mai funcționează tachetarea geografică la Google. Dacă poți să tachetezi pe Corbeanca, pe... A, nu merge. Mergea la un moment dat. Nu, în Corbeanca am scris că poate frumos, da. Poate la restaurant și am scris că e un prieten și am zis să tachetăm Corbeanca Moca și am scris că e un frumos. Noi n-am plecat decât în București, pentru că, din păcate, toți cei rapizi din România, când au scris de Brazil de Veci, s-au speriat, au făcut stop cardiac și n-au așa mai revenit niciodată. Și un client din Buzău care a sunat și a spus, nu contează cât mă costă, eu vreau bradul în Buzău, că n-am găsit prea frumos și aici în Ghiveci, cât că o să transport, am făcut scoteala să trimitem un curier, 500 de lei, nu-i problemă, bradul 200 de transportul 500 lor. Ai avut și campanie pe Facebook pentru brad? Nu, n-am avut campanie pe Facebook. Ați încercat să vă promovați și pe site-uri de deal-uri, de vouchere? Da, o facem constant, cum să nu. Și care sunt rezultatele? Și cum procedați? Ceva în genul cu voucherul de 5 lei pentru un discount de 50% sau direct prețul redus, adică 150 de lei în loc de 300? Îmi permiți o întrebare ajutătoare din partea mea către tine? Ai un magazin, vrei să faci un deal cu un site de reducere sau lucrezi la un site de reducere? Nu, intenționez să deschid un website și să mă folosesc de promovare pe site-ul de deal-uri de reducere. E cineva de la un site de reducere în sală sau poți să vorbești? Eu pot să vorbesc cu numele clientului, dar n-am. Cel mai bun deal de până acum cu un site de reduceri a fost ăla care a vândut cel mai puțin. Întrucât cei 1600 și ceva de clienți care au venit direct în site-ul meu în ziua ofertei și în ziua următoare, da? Deși au cumpărat foarte puține vouchere, au creat alte comenzi în viitor. Că i-am văzut, aia e pe prima dată. Chestie foarte mișto pentru mine. În sine, deal-ul cu site-ul de reducere e foarte rar profitabil pentru tine. Trebuie să înțelegem toți că, de fapt, deal-ul cu ei este așa. Eu pierd niște bani, investesc niște bani într-o campanie de marketing vânzând ceva prin tine. Și trebuie să am grijă să nu vând prea mult. Că până pot da faliment în business-ul. Într-adevăr, am făcut prima reducere, am făcut-o cu Brazi, acum